cam ce se distribuie într-o serie de județe ale României de către Pro-România. Eu sunt senator de Dâmbovița, fac campanie. Da. Cel de-al doilea reprezentant al PNL, domnul Guran, prezent aici, face campanie în Dâmbovița. Normal. Asta este materialul pe care îl distribuie Pro-România cu candidatul pe care îl propune. Iar pe spate este indicată o foicică care indică sau sugerează buletinul de vot. Cu pozițiile partidelor politice, poziția 10-a este vorba de candidatul pe care Pro-România și ALDE îl susțin. Da. Ghiciți care este poziția numărul 1 indicată în fluturașul distribuit cetățenilor prin comune și localități în Dâmbovița. Este indicat a fi PSD-ul. E o formă de manipulare foarte... Păi nu sunteți pe poziția 1. Este o poziție de, o chestiune de manipulare evidentă, pentru că în buletinul de vot aprobat de Biroul Electoral Central, la poziția 1 este candidatul PNL-ului, actualul președinte în exercițiu. Ce chestie, deci, practic... Ceea ce înseamnă că Pro-România direct încearcă să direcționeze voturile către PNL. O dovadă de blat mai sau evidentă decât asta. Sau poate că au greșit client. În niciun caz, pentru că celelalte poziții sunt în general corecte, mai ales poziția 10 a candidatului pe care Pro-România îl susține. Dar este un blat pe față Pro-România PNL. Acum trebuie să mă duc la domnul Guran înainte să intru la domnul Cristoiu în dialog cu domnul Cristoiu, să vă întreb dacă ați făcut-o intenționat fiind în Dâmbovița sau e o greșeală de tipar. Nu, n-au făcut-o Pro-România. Noi ne ocupăm de lucruri serioase. Nu. Chiar